Superliga vă este oferită de Superbet. Perează adversarii prin eficiența intervențiilor. Pasă spre Dragu, care intră în careu și stă la un pas de gol. Intervenție excelentă a lui Aioani. Roman continuă. Șutul lui Roman, gol fabulos pe scurt, marcat de Mihai Roman. Dacă ar fi ceva de verificat, aici nu văd nimic de discutat. Nici aici. Nu este nimic de discutat, dar absolut nimic. Gol superb al lui Roman, care sezonul trecut a marcat de 9 ori după ce a venit de la Craiova. Bine, el era legitimat la Craiova, dar se operase la inimă. A avut o problemă similară cu cea lui Țucudea. Pasă greșită, a interceptat Pitu. Greșeala lui Kevin Boli, o pasă la Torje. Torje ratează restabilirea egalității. Kevin Boli la Samsunspor în Turcia. În octombrie 2021 se face în curând un an de când el n-a mai evoluat într-un meci oficial. Dar este un jucător care venea în fotbalul românesc la Viitorul. Kolokiki, fundaș stânga din Benin, vă spuneam, internațional din Benin, care n-a arătat rău până acum, iată-l centrând, lovitură de cap și este o intervenție bizară a lui Pap. Reluarea lui Carlo Casap. Pap este capabil să... Din nou o lovitură liberă executată înalt. Popescu pentru Larie. Parează Pap. Aici este o greșeală lui Dican. Cred că a fost nevoie de intervenția lui Eduard Pap pentru ca botoșanul să-și păstreze avantajul. Urcă Larie. E fault. Sau în orice caz, cade acolo Morar cerând lovitură liberă. E o mână acolo. Apoi la CFR Cluj, dar n-a reușit să impună centrare. Dragu nu rea cum trebuie, ratează ocazia. Ne vedem marea ocazie a lui Dragu. Greșeală de tehnică. Nu este un fotbalist înalt și pare evident că nu stăpânește prea bine acest procedeu al loviturii cu capul lui Valeriu Eftimie. Și este un loc, Botoșani, unde poți să lucrezi bine, să spui în practică ideile. Șut extraordinar în bară! Pap, ce eroare face Pap. Ăsta este Eduard Pap. Cred că dacă era inspirat și dădea la poartă Nedelcu, se întorcea și dădea direct la poartă, erau șanse mai mari să vină golul egalizator. L-am văzut cea mai devreme pe Hagi certându-i pe ai lui, dar una peste alta n-a jucat deloc rău. Este fault, Dragu sare excelent și reușește să... ai penal, fotbalist! Ce eroare! Am mai văzut de câteva ori asta în Liga 1. Când încerci să dai pe lângă minge, dar atingi mingea cu palma. Penalti. Două transformate de Petre, acesta a transformat de Morar, care este la primul gol venit de la Dinamo. Morar înscrisese ultima oară în aprilie, campion cu Viitorul în 2017, campionat în care a dat 5 goluri. Greșeala lui Aioani, extraordinar, mingea lovește bara. Ce eroare Aioani, ce eroare. Foarte bun Sebastian Malat aici, excelent. Asistul a venit de la Musis.
Este un fault al lui Larie. Galben. Dar aici se poate da chiar mai... Foarte bine! Vine acolo Popescu, nici de loc. Se pregătește israelianul Elad Shahaf să intre la Botoșani.